Bună seara, dragii mei! Episodul continuă. Suntem la aceeași casă, bătrânească, și, sincer, chiar ne-am obișnuit. Ce să zic, îndată facem foc în sobă, mâine. Urmează să curăț hornul. Temperatura a fost cât de cât ok. Revenim la subiectul tatăl sau fostul tată, că pe ăla nu pot să-l numesc tată. Care ne-a dat lucrurile afară din casă, frate. Bine, frate, eu vorbesc ca expresie, dar cu adevărat fratele meu și cumnata mea, ei stau acolo, în partea noastră de casă, ne-am băgat noi bani acolo. În renovări. Și situația stă în felul următor. O secundă, că trece fiica mea. Tic! Te-am văzut! Hai, bagă-te în pat acolo. Apropo, salteaua e spartă. Cuecua e spartă, frate. Spartă, nu mai are niciun daie. Are gaură. Cine e spartă? Are gaură, are nu știu ce are, dar s-a spart. Nu pot să spun că a sărit Eva, că n-am văzut-o niciodată. Voi ați văzut-o? Are păr de la stres. Voi două mă stresați și ție-ți cade părul. Ia nu mă mai stresați și treaba este super ok. Deci, cum spuneam, dragii mei, faza este următoare. Tatăl meu a vândut, cu mama mea, bineînțeles, au vândut un... Lasă-l pe Panchi în pace, că doarme. Nu? De ce l-ai tras de lăbuță? Dar de ce? Te rog să nu-l mai deranjezi. De ce l-ai deranjat dacă el... Dacă el doarme la ora 6 sau 7, el se pune la somn... Cum la sunt ora, găinile. La ora 7, dacă uit să-i sting becul, el se pune la somn. Uitați, așa el fac. El este foarte cuminte. Așa fiica mea are momente când îmi face aproape toată ziua chestia asta. El chiar este foarte cuminte și la aproape deosebire de tine, care mă rog de jumătate de oră să pui în pat. Aaa, dintr-o dată e cumincioară. Deci, cum spuneam. Taimiu Florin de la Maraton, cum se spune în Suceava, el așa se ales Florin de la Maraton, a vândut un teren de 675.000 de euro firmei Lidl din Suceava de la intrare din Opcini. Și faza este următoare. Avea de plătit un credit de 300.000 de euro la bancă. A plătit doar 150.000, în rest banii a făcut praf. Și-a cumpărat oi, și-a cumpărat capre. M-a pus și pe mine să bag bani în capre. M-a convins maică-mea că altfel nu mă interesa pe mine animalele astea. Că avea fermă, că avea microfermă, dar de fapt era o stână prăpădită, frate, cu 500 de capete, cu bălțată nu știu de care, cu vacă limbă de albastru și cu toate astea. Păi, astea sunt pentru cei care sunt ei din tată în fiu meseriași și mai au vreo două, trei ajutoare. Nu vine boierul, frate, și într-o dată angajează patru ciobeni sau ciobani sau așa să îl îmbogățească pe el, că nu știu ce. Că ei vindeau mâncarea la animale prin struiești, vindeau... I-au vândut și câinele, mă. I-au vândut și câinele, au vândut animale la care trecea pe acolo, miei. O chestie, bă, n-avea cum de la club să, dintr-o dată, să devină el oier. Tot orașul dădea din coate pe acolo când auzea chestia asta. Și faza este următoarea. Mai era 150.000 de euro de plătit la bancă, la BCR. A refuzat să-i plătească. Acum nu știu care e treaba, dar a venit cineva prin executare judecătorească, a cumpărat... Casa costă 15.000 și cu fiica mea, deci a fost trauma vieții mele. Acum cum mi-a scos lucrurile afară din casă, bă, frate, am depășit momentul. Nu m-a afectat atât de tare cum m-a afectat atunci când aveam copil. De cât avea Eva? 4-5 luni? 2 luni? Era mică, frate. 5 luni aproape. 5 luni. Și acum mi-aduc aminte. S-a dus la... Așa? Am coborât să mănânc ceva. Așa? Dimineața, înainte să se trezească Eva, ai tăi erau serioși jos. Da. Fratele tău, evident, știa toată povestea, pentru că se pare că tu ești ultimul care afli
Da, ei, frate, nu tot timpul l-a acoperit pe Taimiu și Taimiu nu mă suporta, frate, că eu îi spuneam, bă, nu e bun așa, nu e bun așa, nu e bun așa. Spunea că sunt uneori radical. Păi dacă faci o greșeală, 2, 3, 4, 5, cum vrei să fiu? Dă înainte, niciodată. Continuă. Și mi-a spus mama ta, Lumii, trimite-l pe Marius jos, vreau să-i spun ceva foarte grav și important. Mama ta era albă ca varul. Știi că noi eram prieteni, nu mai stăm de vorbă și una alta. Știu. Așa n-am văzut-o niciodată. Chestia a fost ia uite lucrare. Efectiv, în ultima clipă, adică în ziua aceea, se vindea casa. Din ce am înțeles de la ea. Adică nu mai era cale de întoarcere. Noi atunci eram în demers să ne închiriem altceva, dacă ți-aduce aminte. Da, da. Căutam un apartament tocmai pentru că erai sătul de tot felul discuții, de discuții. Am filmare. Dacă liniștea mea și a familiei costă 200 de euro. 230. Găsim un apartament cu două camere plus spus, living. Ai spus la Nord. Eu sunt dispus să-i plătesc da. Doar pentru a avea liniște. Da. Plus cheltuieli. Liniște da. Și ceva mai multă căldură. Da. Înghețam câteodată de frig, erau câteodată rece, că mă pișam în cuburi, sincer. E o chestie care eu n-am înțeles-o niciodată în familia ta. De ce tot timpul ți-au spus când nu se mai putea face nimic? Pentru că mama ta da, mi-a spus răspuns. Că ei știau cu ceva timp înainte că va fi scoasă la licitație casa, deci putea foarte bine să vină la tine și să-ți spună, bă băiete, ai, nu ai, împrumută-te, fă ceva. Cumpără tu casa, dar în ziua licitației nu se mai poate înscrie nimeni la licitație, asta bănuiesc o știi și tu. Okay. Deci efectiv, de ce ți-au spus mereu chestiile când nu se mai putea face nimic? Îți spun eu. Fratele tău mereu știa în avans. Eu asta știa, păi asta e, știa în avans pentru că se acopereau unul pe altul. Asta e concluzia mea. Și faza este următoarea. A fost scoasă la licitație, a cumpărat o patroană din Suceava, nu vreau să-i dau numele. S-a dus după aceea Florin la ea și a spus, bă, uite, am nepoțică mică, nu ne da afară din casă, nu știu ce. Femeia a fost de acord să își ia 120.000 de euro sau ceva de genul, sau să o vândă cu cât a luat-o. Deși putea să scoată un profit de 400.000 de euro. Deși e cam ciudat aici, nu știu ce să spun, dar a luat-o Eugen în fine, costă 20.000 de euro, fost o asociată a lui Taimiu. L-a găsit Taimiu, a spus împrumută-mă de bani, 4.000 de euro pe lună. Așa spunea, 4.000 de euro pe lună. Deci, sunt 96.000 de euro timp de 2 ani de zile pe care a plătit dobândă, camătă. Plus 120.000, plus ce s-a mai băgat în material de construcție ca să facă 4 apartamente și 3 garsoniere în partea din față, unde am tras ca disperatul, frate. În 3 luni de zile erau ridicate 2 nivele și urma doar mansarda de făcut. Deci parter, 2 etaje plus mansardă. Urma de făcut împlăria ca să facă mansarda. Când s-a văzut taime cu saci în căruță și așa, a început cu scandal la mine, că nu știu ce, nu știu cum, l-a băgat pe săgeata aia de frate meu ca să mă provoace și este un videoclip acum vreo 6 ani de zile, dacă îl urmăriți. Este când el mă provoacă și norocul meu a fost că l-am filmat cu tableta și toate astea. Bineînțeles m-a provocat ca să-l bat, dar nu l-am bătut și l-am chemat afară bărbătește. N-a venit că o ardea cu vrăjel după aia. Deci a vrut doar să iasă scandal. Dar nu le-am dat satisfacția. Și faza este următoarea. Eugen ăsta a luat 320.000 de euro, bani încasați pe numele lui și a soției lui, că preună au luat... Ce aveți, măi? Nimic. Împreună au luat banii, au făcut încasările. I-a dat banii, toți. Și a spus, i-am dat mesaj prin Florin, vă spune la ăla să treacă treimea mea de casă pe mine. Nu știu care din ei n-a vrut, presupun că e urgent. După aceea am aflat că Taimiu n-a vrut, mai era de acord 100%, dar din cauza asta că... Iar mă întrerupi.
Iar mă întrerupi. Dar ți-am spus odată, lasă-mă că am ceva de registrat aici. Ți-am spus, încălzim doar o cameră. Vrei să mă duc să urlu în gura mare? Să-mi aducă cineva niște lemne în plus? Am și eu lemne. Lasă-mă, te rog frumos, să vorbesc aici. Acum iau una pisica. A venit igruța. Când nu e mai alta. Avem și eu ceva de spus. Doamne. Ăla n-a vrut să treacă partea mea de casă pe mine, treimea mea. N-avea el nicio treabă, i-a dat bani, i-a dat tot. Ăștia, taimiu, ca să mă șantajeze, să mă ducă de nas, să facă ce face el, nu-i mai ajungeau banii de întâlniri, de ieșiri, de nu știu ce. Că am auzit că mai avea și alte preocupări cât timp era căsătorit cu mama. Flori, ciocolată, tot ce ducea el pe la... Nu pentru mama ta, măi. Da, nu pentru mama. Mama mea, când primea o floare, se bucura și o mirosea de nu știu câte ori. O săracă. Martie și de ziua ei. Săracă femeie, a dus în spate pe toți ăștia. Da, în fine. Asta e altă poveste. Că am pus pe Facebook niște fotografii ulcerul varicos pe care l-avea mama, care a muncit până în ultima clipă, nici măcar Facebook-ul nu l-a luat în calcul, l-a cenzurat cu totul. Vrei să-i arăți publicului și persoanelor ce a fost cu adevărat, nici Facebook-ul nu te lasă, frate. I-a dat banii toți, n-a trecut nici treimea mea de casă și uite unde s-a ajuns, la discuții, la tot felul de chestii. Planul lor probabil a fost să îmi ceară mie niște bani, așa ca să aibă el de cheltuială de buzunar, știi, vreo 40.000 de euro. Cât mi-a cerut la final? 30.000 de lire, nu? De lire. 30.000 de lire a cerut. Nu i-am dat, că exact cum este și armata americană sau statul american, nu negociază cu teroriști, frate. Pentru mine ăștia au fost niște teroriști toată viața mea. Nu mi-a tihnit viața de mulți, mulți ani. Dar Dumnezeu este sus. La unul i-a dat ceva, la altul i-a dat altceva. Le-a împărțit. La unul spune, taimiu spune că ba că are cancer, ba că nu știu ce, ba că nu știu cum. Băi, s-au ajuns lumânările, deci când pun o lumânare din suflet, se aude până la Dumnezeu. Până la Dumnezeu se aude. Și recomand tuturor, când aveți câte o dorință, când puneți o lumânare ceva, se facă dreptate. Și faza este următoarea. Eugen a pus casa pe mine, partea mea de casă n-a pus-o pe mine, Time n-a pus partea mea de casă, a pus toată casa pe cumnată. Aia care n-a ridicat un pai, n-a tras la betoane, n-a făcut nimic, la nicio izolație. Eu am muncit până a fost casa făcută în 2006, până să ne mutăm în ea, bă, am muncit ca disperatul, când izolam casa, și nu mai erau oameni că plecau acasă, mi-am făcut un T și de sus până jos eu capsam câte un val de vată minerală de asta, de 6-7 metri cât au grinzile alea. Inclusiv dormitorul, taimi și toate astea. Și faza este următoarea, că ăștia ce mi-au făcut? Nu mi-au lăsat nimic din partea mea de casă, absolut nimic. Deci casa fiind în totală proporție trecută pe soții Zaharescu. Avocatul mi-a spus că e foarte mult de lucru. I-am dat temă de gândire, am vorbit cu 3 avocați. Până acum. Cu 3 avocați. Faza este următoarea. Am mers la ANAF antifraudă. Și am dat pentru spălare de bani de 96.000 de euro. Pentru camătă. Și mai este o încadrare, dar aia va fi o surpriză. Deci așa am rămas fără casă pentru moment. Și fratele stă în partea mea de casă și toată casa este pe nevasta fratelui. Pentru că, din ce am înțeles, este, nu știu, cred că este urmărit financiar sau ceva de genul. Că altfel, de ce ar trece? Ar ceda mașină, casă, ar ceda toate bunurile pe nevasta. Și taimi la fel. Toate le-a trecut pe nevasta fratelui meu.
Dacă aia dă divorț, ca exemplu, ei vor fi în situația mea. Vor sta ca... Vor sta, nu știu... Care-i situația ta? Care-i situația mea? Vor sta pe nu știu unde. Nu, că tu n-ai înțeles. Tu, de bine de rău, ai fost un om corect și... Ai familia lângă tine. Dar, Florin, ce crezi? Va fi singur. Fiusul la fel. Tu, de bine de rău, ai muncit în Anglia cum ai putut. Ai strâns un bănuț și... Mi-a cumpărat un teren, da. Asta este, îl muncim la o casă și... Ei, dar nici măcar atât nu vor avea. Dar cum să vă spun, dragii mei? Când am fost în Suceava ca să rezolv problemele astea, mi-am plănuit să stăm 2-3 zile, am stat 10 prima oară. A doua oară când am mers să vorbim cu avocații, cu ANAF-ul, cu tot ce este la antifraudă, am mai stat iarăși 10 zile, scoate documente, scoate testament. Mama nu a făcut niciun testament, am scos dovadă că mama n-a lăsat niciun testament, pentru că mama murise în 2020, iar casa a fost înstrăinată cu declarația tatălui meu, că cedează toate drepturile ca debitor. Și ca debitor pentru că își făcuse un credit, cum v-am spus, de 40.000 de euro la destine. La o firmă de leasing, de nu știu ce, ca să aibă ca un credit de nevoi personale. A cedat dreptul de debitor, cât a plătit rate, cât astea, cumnatei și fratelui, în 2021. În 2022, parcă ăsta, fratele, a trecut totul pe cumnată. Da. A înstrăinat totul. Înțelegeți? Așa s-au întâmplat lucrurile. Sper și mă rog și îmi fac cruce, Doamne ajută, ca ANAF-ul antifraudă să-și trimită procurorii lor financiari, să-și trimită oamenii lor, să facă lumină și să ia măsuri. Îmi pun mare, mare speranță în treaba asta și sper să mă ajute. Vă rog să ne susțineți pe bune. Nu este nicio glumă, nu cer nicio donație, nu îmi doresc doar să dați distribuire, să dați subscribe cât mai mulți care nu ați dat până acum, să dați câte un like, să ajungă clipul acesta cât mai departe, să ajungă cât mai sus, pentru că este nevoie de forțele statului, organele statului, care să ia măsuri, în principal cei de la ANAF antifraudă, după aceea procuratura și justiția. A fost o mare scrocherie de cel puțin 1 milion de euro, 320.000 de euro. Bani din apartamente și garsoniere plus un spațiu comercial de 75.000 de euro care a fost vândut la destine, la parter, plus casa care era la valoare atunci de minim 500.000 de euro, acum a urcat. Deci e o fraudă de aproximativ, e o fraudă, e o tranzacție de 1 milion de euro. Fără nicio glumă, fără nicio mișto, este în Suceava, în zona clasa, cum a definit-o Lidl când a cumpărat terenul de la părinții mei. Casa este în spate, 8 ari de teren, cu 8 ari de teren. Și au definit-o clasa, zonă comercială. Acum 11 ani, în 2012, Lidl a cumpărat terenul de la ei. Cu 675.000 de euro. Și din 20 de ari au mai rămas 8 ari, care 2 ari au fost partea din față care s-a vândut la apartamente, garsoniere și spații comercial. Este și clipul acela când eu lucrez, clipurile acelea când eu lucrez în față la construcția aceea, acum vreo 5-6 ani. Țineți aproape și vă rog să ne susțineți. Sunt disperat, fraților. Vă rog să ne ajutați cu un share, cu un subscribe. Să ajungă clipul cât mai sus, să ajungă cât mai sus ca să se facă dreptate. Că este vorba de camătă, este vorba de spălare de bani și de o fraudă imensă. V-am salutat!